Hernia de disc cervicală poate fi rezolvată prin radiologie intervențională. Aflăm imediat detaliile. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul Rareș Nechifor, medic primar, radiologie intervențională. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! Cu plăcere! Stăm în fața unui calculator toată ziua sau stăm tolăniți în, într-un fotoliu sau pe canapea, în fața unui telefon, poate, Absolut. și se întâmplă ceva în aceste vertebre cervicale. Poziția cu capul a plecat în față privind spre diferite device face ca presiunea în discurile intervertebrale da. de la nivelul coloanei cervicale să crească de 3, de 4, 5 ori. Ceea ce le supune unui stres pe cani. problema ce în timp duce la afectarea discurilor. Afectarea discurilor înseamnă deformarea lor, a structurilor dintre oase, dintre vertebrele sunt oasele coloanei. Da. Între vertebre există discurile intervertebrale care da. sunt ca niște amortizoare, ca o pernă umplută cu o substanță gelatinoasă. Dacă o această, pernuță. O pernuță, Așa. exact. Dacă această pernuță este supusă unei presiuni de 5 ori mai mare decât ar fi normal, în timp, începe să se deformeze. Peretele uh, cedează, devine mai subțire uh, și atunci apare, la început se numește protruzie de disc, uh, se deplasează spre exterior, apoi se numește hernie, când a devenit mai importantă. Deplasându-se, vin în contact cu rădăcina nervoasă. Apăsând pe rădăcina nervoasă... Este un conflict durerea. acolo. Este un conflict. Un conflict mecanic. Un conflict mecanic pe care ar trebui să-l înțelegem. Deci această, această pernuță nu mai este o pernuță pentru nervul respectiv, exact. ci un, un fel de ac? Un fel de ac, <laughs> un fel de ceva care apasă pe nerv. Da? și îl deranjează. Există și conflictul mecanic, există și conflictul chimic, pentru că peretele discului, da. devenind tot mai subțire, devine ușor, ușor permeabil pentru substanța gelatinoasă din interiorul discului, care, traversând ușor, ușor peretele discului și ajuns în afară, acționează ca un acid pentru rădăcina nervoasă. Acid? Exact. Adică produce o inflamație și o iritație puternică. Permanentă, practic. Permanentă, intermitentă, în funcție de presiunea la care spunem discul și cât iese în afară, însă, în momentul în care rădăcina este inflamată, atunci apare durere. Durere importantă. Importantă. Și spuneți dumneavoastră că în fața unui telefon toată ziua sau în fața unui computer toată ziua, da. măresc riscurile. Absolut. Problemele de coloană, fie că vorbim de coloana cervicală, lombară, de fiecare segment, nu apar din întâmplare. Este vorba de o mecanică incorrectă a coloanei. Nu, facem, nu avem o postură corectă, nu a, ne întreținem musculatura spatelui uh, uh, corect Adică uh, nu o menținem puternică Nu o menținem puternică, adică ar trebui să facem mișcare în fiecare zi Să mergem pe jos, să întreținem musculatura spatelui Dacă stăm multe ore, toată săptămâna la un birou, da. cu capul a plecat Nu facem mișcare și apoi în weekend vrem să recuperăm și facem cine știe ce uh, sport Năzdrăvănii <laughs> Când musculatura deja nu mai este pregătită, asta e rețeta sigură: să ne stricăm coloana. Să ne stricăm coloana da. și aceste discuri importante, aceste da. pernuțe. Da. Acum, există anumite hernii care trebuie să se ducă la medicul neurochirurg, pentru că trebuie să se ducă, da. și există altele la care practic nu există nicio rezolvare. E, rezolvări există, poate nu știm de ele, Ia. dar... <laughs> ok. Da, într-adevăr, atunci când o hernie este voluminoasă, eventual când peretele discului s-a rupt și substanța gelatinoasă ce umple discul se scurge. numește să scurge în canal a ieșit în afară, atunci când măduva sau rădăcinile nervoase sunt serios afectate și apare să numești, noi numim deficit neurologic, adică pacientul nu mai mișcă, Mâna, bine, Mâna. nu o mai simte bine, nu are forță cum trebuie. Facem o investigație numită electromiografie care ne spune că da, nervul este afectat. Când avem aceste simptome și, a, și această investigație ce confirmă, atunci pacientul trebuie să ajungă la neurochirurg care de urgență să decomprime măduva și rădăcina nervoasă, pentru că altfel suferința lor va deveni permanentă. Nu-și mai revine nervul după, dacă îl eliberăm după un interval prea mare de timp. Ca să știm noi, în momentul în care suferă aceste vertebre cervicale, ne referim la cele de la gât, uh, de la... sunt simptome în mânuță, în mână. Exact. Da? Exact. Adică morțel, furnicături, lipsa forței? Da. Dacă vorbim pe partea senzitivă, înseamnă senzație de furnicătură, de arsură, de vibrație, Au ulterior poate să apară anestezie, să nu mai simțim cum trebuie. Pe partea de control motor înseamnă că forța scade, controlul da, mișcărilor da. scade. Dacă suntem atenți, vedem că și musculatura de la un braț și de la celălalt nu mai este la fel de bine puternică, dezvoltată, da. puternică și de dezvoltat. Un braț poate să fie mai subțire decât celălalt. Acestea toate sunt semne că avem neurologice, neurologice și o afectare serioasă a brațului și atunci trebuie să mergem la neurochirurg la neurochirurg. În afară de aceste cazuri pe care le, o să le trateze neurochirurgul sigur, pentru că este un conflict, pentru că se întâmplă da. un eveniment acut acolo. Mi-ați zis că poate să, da. să, să curgă acel gel. În afară de aceste cazuri, ce facem? Sunt mai multe soluții. Da. Uh, în primul rând trebuie știut că aproximativ 15, poate 20% din cazuri ajung la neurochirurgie sau au nevoie de neurochirurgie. Restul, 80-85% din cazuri, nu au nevoie de o intervenție chirurgicală, dar au suferință, durere permanentă sau ce evoluează în crize și afectează grav calitatea vieții pacientului. Primul lucru cel mai obișnuit pe care uh, oamenii îl fac și către care sunt trimiși, inclusiv de este kinetoterapia, gimnastica medicală, recuperarea, fizioterapia. Ce poate să-mi facă o mișcare, mă refer la kinetoterapie, o terapie prin mișcare, atâta vreme cât aici există un conflict? Da. Ce poate să facă kinetoterapia este să corecteze mecanica greșită, incorrectă a coloanei. Dar stricăciunile produse până în acel existente. moment existente nu are cum să le repare. Și atunci? Și atunci uh, intervenim prin proceduri minim-invazive, ce sunt disponibile și sunt simple de radiologie intervențională. Pentru intervențional. că ajungem în discuri, nu prin interiorul unui vas de sânge, da. ci navigând direct de la nivelul pielii, sub control imagistic, toată procedura este controlată imagistic, conducem un ac foarte fin până în discul afectat sau discurile afectate, pentru că în aceeași intervenție putem să tratăm simultan mai multe discuri. Asta e și o parte foarte interesantă comparativ cu neurochirurgia. Neurochirurgia poate să trateze discurile atunci când sunt grav afectate, dar cu cât se intervine mai limitat pe un număr mai mic de discuri, preferabil un singur disc, dacă rezultatele sunt mai bune, dacă ajungem și riscurile de complicații sunt mai mici, dacă ajungem să operăm și al doilea disc și al treilea disc, deja speranțele ca acel om să, să simtă bine și să nu aibă probleme serioase sunt, sunt mai mici. Sunt serios mai mici. Deci ajungeți cu ac acolo, nu Ajungem bine. <laughs> într-un disc în al doilea, în al treilea, at în atâtea discuri câte da. trebuie. Pentru fiecare disc ne avem nevoie de 5 minute. Atât durează uh, procedura. Ce faceți exact? exact? Conducem acel disc până în, în acel până în mijlocul discului uh, afectat. Și fie că aspirăm și extragem o parte din nucleul pulpos, după care introducem un uh, gel special care umple discul îl, între ghilimele, îl vulcanizează pe interior, îi întărește, îi îngroașe și întărește peretele și îi reduce volumul. Îl face să se să retragă, da. să fie mai mic, sub o presiune mai mică, cu un perete mai, mai gros, mai rezistent. Practic, tratăm uh, vulcanizăm acele discuri uh, afectate. Și asta înseamnă că dacă nu mai există acolo un conflict, și mă refer la acest gel care ar putea să curgă, înseamnă că nu mai există nicio inflamație, adică se retrage și inflamația. Corect. Nu mai există în conflictul. Corect. Pe măsură hmm? ce discurile tratate își reduc volumul, da. ele nu mai vin în contact cu rădăcinile nervoase, nu le mai irită, nu le mai deranjează, iar inflamația locală dispare. De dispărând inflamația, dispare și durerea. Dispărând uh, durerea și inflamația, dispare și contractura musculară, pentru că de multe ori pacienții suferă datorită unei musculaturi care este contractată și care produce multă uh, uh, durere. Da. Și care creează un cerc vicios, pentru că durerea e întreținută de hernia de disc și de contractura musculară, fiecare se potențează una pe cealaltă și pacientul nu iese din acest cerc vicios și atunci are o durere cel chine. Și odată că ce vulcanizați aceste discuri cu ghilimelele de, de rigoare, la un moment dat calitatea vieții va fi bună. Categoric. În primul rând trebuie știut că repararea în acest mod a discurilor este o chestiune pe viață. Adică nu este o infiltrație. O infiltrație înseamnă să punem lângă un, o rădăcină nervoasă, lângă un nerv, un antiinflamator care va acționa acolo un timp. Un timp. Da. Ok după care dispare, uh, dispare și atunci uh, durerea uh, revine. Și de aceea infiltrațiile se fac odată la șase luni, astfel încât să, practic, să păcălim durerea, dar nu să reparăm ceea ce e stricat local. Prin aceste proceduri reparăm discurile defecte. Și atunci dacă le-am reparat... Din interior, cumva, din interior, dacă am înțeles eu bine. Exact. Da. Reparându-le, uh, problemele nu revin Dacă cu condiția pacientul să aibă o mecanică corectă a coloanei. Că dacă revenim la statul cu ore în șir într-o poziție incorrectă, la lipsa de, lipsa de corectare a, a mecanicii coloanei, atunci s-ar putea să ajungem din nou la aceeași problemă. Dar, în general, pacienții care au trecut printr-o problemă, printr-o durere pe coloană serioasă, Înțeleg riscurile. În, învață lecția și au foarte mare grijă ulterior să nu mai facă greșelile uh, pe care le-au făcut la început. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă înseamnă, asta? <laughs> înseamnă să nu stea foarte multe ore în aceeași poziție. Doi, să facă mișcare în fiecare zi, măcar mers pe, uh, pe, jos. Uh, pe jos. Contează pentru mușchii paravertebrale? Contează enorm de mult, foarte mult eventual să facă un sport ușor. Da. Cum, de exemplu, Pilates este uh -huh. foarte bun. Yoga, Pilates ajută foarte mult. În general, sporturile mai cum, ce implică mișcări mai brutale, mai bruște, nu sunt foarte bune pentru Colo. coloană. Da. Și atunci ar fi bine să evite astfel de lucruri. Apoi, există anumite mișcări ce trebuiesc evitate. Ridicarea unor greutăți, trebuie pacienții învață. Oamenii învață cum să mențină spatele drept, să-mi din genunchi, să nu facă anumite mișcări de aplecare în față și de torsiune, care creează multă, multă presiune pe coloană. Învățând să avem o mecanică corectă a coloanei, nu ajungem din nou la probleme. La probleme. Și din ce spuneți dumneavoastră, odată ce reparați pe interior aceste discuri. Lucrurile nu vor evolua acolo, deci nu vom ajunge, sau teoretic, teoretic nu vom ajunge și la neurochirurgie ulterior, Aceste... dacă lucrurile sunt reparate. Da, acesta este scopul tratamentului, da. să nu ajungem la intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală este ultima alternativă și trebuie rezervată doar cazurilor grave, ce nu mai au altă alternativă. Dar, în marea, marea majoritate a cazurilor, având o mecanică corectă, Uh, sau dacă am stricat deja, intervenind minim-invaziv, prin proceduri de, se cheamă, discectomie percutană, proceduri prin care putem să reducem volumul discurilor, uh, reușim să tratăm. Procedura în sine durează, am spus, pentru un disc 5 minute, cu pregătire, cu tot, vorbim cam de un sfert uh, de oră. Nu adormiți? se stă în spital, nu. nu? Pacientul este treaz, nu are nicio durere. Și cum nu doare? este doar, facem un pic de anestezie locală cu xilină, da. ok, la nivelul locului de puncție, la piele, uh, și acum este foarte, foarte fin. Aproape că nu se simte. Ok. Mai mult, dacă doare ceva, doare frica, emoția. De doare, da, emoția doare. <laughs> da. Uh, și dumneavoastră, pentru că vorbim de radiologie intervențională, dumneavoastră vedeți pe un ecran ce face. Totul este controlat, imagistic Totul vorbesc. Este controlat. Da. Noi conducem a, acel uh, act până în locuri extrem de specifice, unde trebuie să-l să poziționăm, și lucrul acesta se poate face doar sub un control imagistic de calitate. Echipamentul se cheamă angiograf. Okay, angiograf, permite, da, angiograf ca sânge, da, ca la vasele de sânge. Da. Apare, ca la vasele de sânge folosim același aparat, dar care la fel de bine ne permite să vizualizăm și să navigăm, să conducem uh, uh, acul respectiv până în discul afectat. Și putem să accesăm discurile cervicale, discurile toracale, discurile lombare în toate putem. Inca. În toate putere, puteți intra și puteți rezolva lucrurile. Da. Și, după, și după aceea, cum spuneți dumneavoastră, învățăm să stăm corect, învățăm să nu stăm ore în șir în fața unui calculator sau în fața unui telefon. Absolut. Absolut. Sunt lucruri uh, de bază din viața de zi cu zi. Mă refer la mișcare la mișcarea, la mișcare, la mișcare, Controlată cumva. Important. Partea de kinetoterapie, de gimnastică, abia da. acum devine foarte importantă. După ce am reparat uh, discurile, încurajăm pacientul să fie activ și mai la început să meargă la... Un, să intre într-un program de kinetoterapie, să mai ales să învețe care sunt mișcările corect. Să învețe care sunt mișcările greșite, ce nu trebuie să făcute. Să învețe ce exerciții e foarte bine să le facă dimineața, un sfert de oră, jumătate de oră. Pacienților le spun gândiți-vă că sunteți ca un sportiv care nu începe o competiție înainte să-și facă încălzirea. La fel dumneavoastră, înainte în cursul zilei, înainte să vă începeți o zi și să vă munciți coloana, trebuie să vă faceți încălzirea un sfert de oră, jumătate de oră dimineața. Încălziți-vă musculatura la Și avem toate șansele să fie rezolvate. Să mult mai bine. Despre câte vertebre vorbim la gât? Adică la ce vertebre? Au ele un C în față? Exact. Există 5 vertebre cervicale, până la C5. C1, C2, C3, C4, C5. Exact. C1 și C2 nu avem acolo. Sunt ok, sunt... E o altă da, structură, structură. care să ne permite un fel de balama Așa. a capului. Okay. Dar apoi avem C2, C2 C3, 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 C4, C5, T1, ajungem, T1 sunt toracalele. Toracalele deja și sunt între... frecvente aceste, aceste stricăciuni la acest nivel. Cel mai frecvent la nivel cervical sunt la nivel C5, C6, C6, C7. acestea sunt ultimele două discuri cervicale ce sunt cel mai frecvent afectate. În momentul în care poziția nu este corectă, acolo se creează presiunea cea mai mare. E greu capul. <gri> și gra gravitația e egală distrugerii. Că nu e greu capul, dar nu-i folosit cum trebuie. Cum, cum trebuie. <gri> da. și, forțele, și gravitația își face, își face Foarte, treaba. Bineînțeles, bineînțeles. Adică și discurile acelea cervicale uh, sunt uh, de la Dumnezeu făcute să aibă o anumită rezistență. Uh, nu de 2, 3, 4, 5 ori mai mare. Și atunci... Așa cum se întâmplă în fața unui ecran. Exact, așa cum se întâmplă într-o poziție incorrectă. Apoi, musculatura uh, paravertebrală ce ține, are un rol foarte important în a menține o poziție corectă a coloanei și o încărcare de greutate corectă, a, o distribuție a greutății uniformă și uh, corectă pe structurile uh, vertebrale. Dacă musculatura este slăbită, dacă nu funcționează cum trebuie, dacă curbura, coloana cervicală, are o, da, da. o anumită curbura da. cu roluri importante. De multe ori vedem pacienți, uh, vin, facem un remene, pentru că un remene este esențial în a vedea ce se întâmplă uh, acolo și vedem o coloană care și-a șters curbura și stă foarte, foarte dreaptă. Asta din start ne spune că există Atât o contractură musculară importantă și adică suferință dată de contractura musculară, un motiv de iritare a musculaturii, vedem da. herniuțele de disc, dar și, din start, o încărcare greșită uh, de, pe presiune de presiune pe, pe discuri. Adică lucrurile deja sunt uh, uh, sunt grave, dar vor fi și mai grave dacă lucrurile rămân așa. Rămân așa. Ele Vă mulțumesc foarte mult, mai multe detalii vedem pe doctordebine.ro, mulțumesc, la revedere.